Sărbătoarea la Biserica Sfântul Fanurie din cartierul Grui a început încă de sâmbătă seara. Un număr mare de credincioși a participat la slujba specială oficiată de un important sobor de preoți în cinstea Sfântului, al cărui hram lăcașul de cult îl poartă. Duminică dimineața, sute de credincioși au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului. Slujba a fost săvârșită în altarul de vară construit în apropierea bisericii de zid. Binecuvântarea ta să fie, Doamne, peste Câmpul Lung, peste parohia închinată Sfântului Fanurie, peste țara noastră și peste lumea toată. Vă mulțumim de dragoste de a fi în frumusețea lumii văzute. Vă mulțumim pentru jertfa care ați făcut-o pentru altarul acesta minunat. Și mulțumim părinților slujitori cu care împreună dumneavoastră ați zidit. Pentru buna gospodărire a parohiei, în acest an când Arhiepiscopia Argeșului și Mușcerului sărbătorește 500 de ani de la sfințirea Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeș, preoții Popescu Ionuț și Marghitoiu Ionuț au primit din partea ierarhului argeșan Crucea Basarabă. Aceeași distinție a fost oferită părintelui Ioachim Zlotar, starețul mănăstirii argeșene Ionești, și părintelui Ilarie Popa din parohia mușceleană Schei. Această distinție reprezintă semnul prețuirii Bisericii Argeșene față de preoții și credincioșii din cuprinsul eparhiei, care în timp au pus umărul la buna desfășurare a vieții bisericești. Biserica din cartierul Grui este una construită în ultimii ani. La început, slujbele s-au ținut într-o clădire din lemn în care a funcționat până în 2004 o crâșmă. Clădirea a fost transformată într-un paraclis care a fost sfințit în 2007 în ziua pogorârii Duhului Sfânt. Lucrările la noul lăcaș de cult au început în 2009 și timp de 7 ani s-a lucrat intens pentru finalizarea lor, biserica fiind definitivată în 2016 cu sprijinul credincioșilor mușceleni. Mulțumim lui Dumnezeu pentru minunata zi de astăzi, iată o zi frumoasă de august, în care Biserica Parohiei Grui își sărbătorește hramul Sfântul Mucenic Fanurie. Mulțumim din nou lui Dumnezeu și Sfântului Fanurie că, iată, s-a dus la bun sfârșit lucrarea care s-a început în 2009, sfințită biserica fiind în 2016. Ne rugăm Sfântului Mucenic Fanurie ca tuturor care îl iubesc și tuturor care astăzi au fost împreună cu noi la slujbă să le dăruiască pace în suflet și răspuns bun la dreapta judecată și la tronul lui Dumnezeu. 10 ani de când venim aici la Sfântul Fanurie și de când soțul meu, care e preot aici, slujește și a fost hirotonit. Și este o zi de mare emoție și încărcătură sufletească și ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea pace, cum a spus și în Al Preasfințitul. Astăzi este o zi specială, atât pentru noi ca și creștini ortodoși, dar și pentru familia mea, pentru că eu și soțul meu ne-am cununat pe 27 august de Sfântul Mucenic Fanurie și este o bucurie mare pentru noi, pentru că este patronul familiei noastre. În cadrul slujbei oficiată duminică, tânărul teolog Mușetoiu Petre Lucian, care a îndeplinit funcția de cântăreț la parohia Sfântul Fanurie, a fost hirotonit diacon.